Salut! Astăzi vom vorbi despre Brachypelma vagans. Aceasta este femela care am perecheat-o acum 2 săptămâni și de la care o să așteptăm niște puiuți. Spre uimirea mea a mers foarte bine. Masculul a fost foarte încrezător, iar femela a fost receptivă. Înainte să fac filmul nu s-a văzut, dar ea îi răspundea la bătăi, drumming. Și așteptăm niște puiuți peste câteva luni. Este originară din Belize, America Centrală și El Salvador. O tarantulă terestră. Aceasta este o femelă adultă, în vârstă de vreo 2-3 ani. Are între 10 și 13 cm. Este foarte cuminte din câte se vede, însă foarte, foarte mâncăcioasă. Mai târziu o să-i dăm un gând acel, să vedem cum și mănâncă. Are păr urticant, dar preferă să fugă decât să arunce cu perișori, chiar dacă nu sunt foarte periculoși. Iar potența veninului este comparabil cu cel de albină, dar foarte, foarte rar mușcă. Pisica vrea să vină să miroasă, ceea ce nu e bine. Terariul trebuie să fie unul terestru, ceea ce înseamnă înălțimea maximă să fie de 25. Recomand 40x25x25, pentru că este o tarantulă medie. Temperatura 25-28 de grade, iar umiditatea la 70. Se mulțește, din cât ați văzut, destul de ușor și face până la 1000 de ouă. Dar mare atenție că poate, dacă aveți un exemplar mai agresiv, poate să mănânce masculul. Eu am avut noroc și nu mi l-am mâncat. Dieta este foarte bogată, de la orice fel de gândac, greier, lăcuste, viermi, ocazional un pui de șoricel. Haideți să-i dăm acum să mănânce, să vedem. E un pic stresată, nu știu dacă o să vrea. Nu știu, așteaptă. Ea a mâncat și acum 2-3 zile, dar dacă are ouțe, mă sigur să-i fie foame. A și năpârlit acum 2 luni, cam așa. Deci ar trebui să-i fie foame. Vreau să vă spun o poveste foarte neplăcută cu ea, să zicem. Este printre primele mele tarantule și acum un an jumătate, când am luat-o prima oară, o aveam într-un terariu... A mâncat-o. Du-te mai jos, nu poți să ieși mai jos? Uite cum se bate. O țineam într-un terariu duplex, iar nu am fost atent într-o zi și am lăsat capacul deschis și aveam o Emilia micuță care s-a cățărat din terariul ei în terariul acestei femele și nu a mai supraviețuit, adică a mâncat. Nu, vezi că vine bubu, Hei, pleacă de aici. Deci sunt niște animale foarte teritoriale, orice intră în terariul lor și este mai mic decât ele, îl vor ataca. Niciodată să nu faci să construiți terarii duplex, pentru că inevitabil vreodată o să apară această problemă. O specie pentru începători, o recomand tuturor. Foarte frumoasă, neagră cu fundul roșu. Abdomenul roșu. Bun, dacă aveți întrebări puteți să mi le puneți pe blog taopets.ro. Vă mulțumesc că v-ați uitat la filmul meu, o lăsăm să mănânce și să facă cât mai multe ouă posibil. O zi plăcută, la revedere!